Și încă mai scoatem rugină după bătrâna asta. Salutare și bine ați venit la un nou episod. De două zile mă gândesc cum să procedez aici și îmi dă cu virgulă întotdeauna. Pentru că, în primul rând, avem aici niște nervuri sau cum sunt astea, întărituri, oricum să nu flambeze podeaua, pe care trebuie să le facem și aici cumva, nu știu cum. Mai aveam și pe aici, tocmai ce am tăiat aici, și aici, aici e strâmbă, dar nu-i problemă. Să vedem, uite asta de aici, trebuia să fie aici, în podea, să întărească podeaua, asta e ideea. Și nu știu cum să le fac mai repede, mai ok, n-am nicio idee, de fapt, cu o buturugă am mai făcut eu treaba asta pe aici. Dacă vă amintiți aici la cotul ăsta, să sap într-o buturugă, uite chiar o am aici, asta, așa ar trebui să fac și la astea, dar e multă muncă și oricum nu iese super ok, chiar nu știu cum să fac. M-am mai gândit la o fază cu presa asta, să văd cum inventez două, așa mi-ar trebui, două de astea, una cu o săpătură și una cu o burtă, așa, să pun una peste alta și să presez tabla între ele să facă frumos. Dar nu știu cum să le fac și pe alea sau de unde să le iau. Nici nu știu cum să numește dacă ar fi să caut pe internet. Dacă aveți idee, lăsați-mi și mie un comentariu, că nu cred că reușesc până la final. De fapt, trebuie să reușesc să pun aici ceva. Da, în fine, hai că văd eu. M-am gândit și m-am răzgândit și o să începem cu sudarea longeronului aici. Văd că am ratat punctele astea, cred că am vrut să-l sudez aici, dar era prea departe. O să curăț, apropiem și dăm câteva puncte să legăm de asta. După care venim cu petice mici, zic eu, adică să nu ne complicăm cu ăsta mare. O să facem unul aici și unul aici, sau pe ăsta cumva așa, nu știu. Avem nevoie de bandă acolo. Adică ăsta. Avem treaba ok aici. S-a sudat și longeronul de asta. Trebuie să curățăm un pic, să protejăm, că o să venim cu petic peste aici. Super țapănă sudura. O lăsăm puțin să răcească ca să putem să lucrăm. Până atunci vreau să vă arăt decât ce e mai țapă în această sudură, decât această legătură. A fost legată cu două sfori frumos, înainte să fie adusă la noi și pusă la vânzare. Asta e, dacă vă vine să credeți. Bine, nici lovitura n-a fost așa mare, dar a fost schimbată și culoarea. Ia uitați-o acum, este la vânzare la noi. Motorul e cam nasol cu el, 3000 și ceva, te rupe la impozit. Dar eu zic că măcar pe un an ai scoate impozitul dacă ai verificat mașina înainte să o cumpere și ai negociat frumos. Bă, nene, a fost avariată. Ia uite aici, poze cu mașina înainte să fie adusă la noi, avariată, lasă și tu ceva la preț, impozitul pe un an. Asta bineînțeles că puteți face cu orice mașină, dacă mergeți pe linkul în descriere să-i aflați istoricul, aveți reducere 20%, sau puteți folosi și codul Alex Șerban, vă dă și el la fel reducere mai târziu, dacă nu aveți nevoie acum. Primiți raport, cum îl avem pe ăsta la această frumoasă mașină, în el îți spune, ați văzut dacă a fost avariată, în unele cazuri și cu poze, cum avem aici. Și a doua cea mai importantă, zic eu, că altceva nici nu te mai interesează, kilometri în funcție de înregistrări. Îți poți da seama dacă am fost dați înapoi sau nu. Avem aici înregistrări la
această mașină. Sunt în creștere, deci apare ok, în anunț 60 ceva de mii, aici 60 ceva de mii. Faci negocierea și ți-a luat o super mașină care a fost puțin văbită, legată cu funii acolo, super ok. Ia să vedem dacă mai curăță pistolul ăsta al nostru. Să-l hidratăm și pe el frumos cu niște ulei. Chiar bate bine, n-am ce să zic, dacă insisti un pic zici că sablează, ia uite, și acolo la fel, dar te rupe la urechi, frate. Trebuie neapărat căști de protecție. Rezolvăm și plexul puțin. Acum să ne apucăm de construit la primul petic. Cam așa ar trebui să arate primul petic aici, cu tot cu buza asta, ăsta ar fi. Cam asta ar trebui să fie peticul, mai trebuie să-l scurtez un pic să vină pe jumătate la asta. Să vedem cu forma asta, trebuie să facem o formă mică aici și una așa aici. Și tocmai ce am descoperit că în buturugul asta avem aici o gaură făcută special. Cam atât am putut să fac la asta, e cât de cât, vine aia acolo, asta mai mulată nu pot să bat, să fie mai frumoasă, dar zic că își face treaba ca să nu se onduleze tabla și așa o să vină. Mi-a venit acum ideea să fac aici niște V-uri, așa, ca să pot să sudez în ele. Astea or să vină aici, iar o sudez în ele, ca atunci când vin cu ăsta cap în cap să nu deranjeze sudura. Genial, nu-i așa? Mai exact asta înlocuiește sudura în puncte, va fi sudura în V-uri. Ar trebui să curățăm acolo ca să putem să sudăm ca lumea, pe aici peste tot, pe unde vine peticul și aici, și aici, și acolo, și pe partea asta. Thank you.
L-am prins frumos în puncte, nici eu nu sunt foarte mândru de el, ce-i drept, dar asta e, așa vine aici, asta e bătrâna noastră super obosită. Îi dăm acum sudură la peticul ăsta, după care venim și cu la mare. Între timp mă gândeam că am văzut gaura asta aici. Bă, cu ce scot asta, axul ăsta de la basculă, frate, de acolo? Trebuie ceva inducție? Trebuie să repar acolo că am bătut, dar am rupt și podeaua, dar o să vine vremea să trească să-l scot și nu știu cum. Parcă am văzut că sunt niște de-astea cu inducție și le pui pe el și le încălzești sau ceva. Dați-mi și mie o idee sau nu știu, că eu am bătut foarte tare în el cu un ax și cu barosul, dar n-am reușit. Lăsați-mi și mie comentarii cum să scot axul de aici, de la basculă. Eu l-am tăiat când am dat bascula jos, pac, pac, și a rămas acolo bucata aia super, super sudată cu rugine, cred. Și avem prima bucată de podea sudată acolo, complet, dată jur împrejur. Ia să vedem cum arată, ce notă primește, nota 2, stai jos. Da, nu e cea mai fericită, dar mai mult de atât n-am ce să fac la nebunia asta. Hai să vedem ce putem face la ăsta. Gata, asta a fost. Am făcut podeaua. Gata, am reușit să-l încadrez aici. Vine peste tot. Acum vine partea cea mai grea, să facem nervurile alea. Sunt sigur că nu ne iese cum trebuie, dar măcar o să întărim asta să nu ne flambeze aici ca și podea. Așa că ne încercăm norocul. Teoria e teoria, dar practica ne omoară. Așa am reușit. Nu am cum să netezesc treaba asta aici, că dacă ar fost netezit aici în îndoitura asta, ar fi arătat decent. Așa, nu e chiar ok, dar n-am ce să-i fac. O să-i mai fac încă una. Asta e aia. Deci vine asta aici care e aia. Și mai avem una care vine așa. Și ar mai trebui una aici. Poate am și eu un pic de răbdare, poate n-am, dar pentru așa ceva trebuie să ai tone de răbdare și nu e de bine. Aici facem V-uri, să sudăm un V, da? Invenție personală, trebuie să o brevetăm pe asta. Prinderea în V-uri, nu în găuri, nu în puncte, în V-uri, da? Iar aici pe longeron, unde vine longeronul, facem prindere în găuri, că altfel n-avem cum, că e asta, e în mijlocul peticului. Ia
Dăm semne aici să curățăm longeronul, să putem să sudăm. Să-l și protejăm pe frumos. Să curățăm aici tot ce e nevoie. Ia uite ce frumusețe strălucitoare! Să sperăm că o să vină și cum trebuie aici. Cioc, 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 boc, boc, boc și a venit! Chiar îmi place cum a venit aici. S-a întărit super bine. Ia uite-l, zici că e de fabrică sau mai ceva ca de fabrică. Era ok dacă aș fi avut ceva să fac astea frumoase. Chiar e și o lucrare super bună. Așa e acceptabilă, decentă. Nu e nici ok, dar e ce trebuie pentru o rablă super ruginită ca asta și pentru un începător ca mine, care, de fapt, asta e prima mașină, prima lucrare. Am continuat cu a doua și acum revin la prima. Mie chiar îmi place. Răbdarea mea nu s-a încheiat acum. S-a încheiat de mult pe ziua de azi. Chiar nu mai pot nimic. Da, încheiem episodul ăsta aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere. Dați și voi like-ul ăla, că e mare nevoie de like. Și bineînțeles, abonați-vă. Apăsați butonul ăla de subscribe sau abonați-vă cum aveți voi acolo și ne vedem data viitoare. Pa! Oh shit, here we go again.